Biscredincios, o să citim un cuvânt la praznicul înălțării Domnului al părintelui Serafim Man. E la Rohia. Așadar, arhimandrit Serafim Man, înălțarea Domnului. După slăvita sa înviere din morți, Mântuitorul nu mai aparținea trupește acestei vieți a lumii materiale, așa cum fusese înainte de înviere. Trupul Domnului este acum transformat, spiritualizat, îndumnezeit. Deși se aseamănă celui mai dinainte de înviere, trupul lui avea puteri noi. Trupul lui avea puteri noi suprafirești, iar viața lui apărea acum și mai tainică. Totuși, el nu s-a înălțat imediat la cer, ci a petrecut încă 40 de zile pe pământ, timp în care se arată apostolilor de mai multe ori, rămânând adeseori cu ei spre a-i convinge de realitatea învierii și pentru a le da ultimele sfaturi și ultimele îndrumări pentru viitoarea lor misiune. De aceea el le vorbește, mănâncă, bea și se lasă atins și pipăit de ei. În acest timp, apostolii se conving și de un alt adevăr. Tot ce vorbeau între ei și tot ce gândeau în lipsa prezenței sale văzute, el știa. Știa ce au vorbit, știa ce au gândit, ce au făcut, având certitudinea că Iisus Hristos se află prezent în tot locul și permanent în mijlocul lor. Ca un pedagog înțelept, prin absențele sale voite, Iisus îi pregătea pe apostol de despărțirea sa de ei cu trupul. Iată cauzele pentru care Mântuitorul nu s-a înălțat la cer îndată după Sfânta sa înviere. În această zi minunată, când creștinătatea întreagă prăznuiește înălțarea Domnului, se cuvine ca și noi să ne înălțăm gândurile și ochii minții spre Iisus, spre muntele măslinilor și să privim la cele întâmplate atunci, cum priveau Sfinții Apostoli și să ne întrebăm cum ne putem întări duhovnicește la acest slăvit praznic împărătesc. Cel din tâi gând pe care îl desprindem privind la înălțarea Domnului Iisus este gândul recunoștinței. L-am privit pe Iisus născându-se într-o peșteră de vite, dezbrăcat fiind de slava cea cerească, făcându-se rob. L-am aflat la râul Iordanului împreună cu păcătoșii, primind și el botezul de la Ioan. L-am văzut propovăduind, ostenindu-se, făcând numai bine oamenilor și totuși el este răsplătit cu dispreț. L-am văzut bajocorit și răstignit pe cruce alături de criminali și de făcători de rele. Dar toate acestea au fost ca un nor care acoperă pentru puțin timp razele soarelui. Norul a trecut și soarele luminează și mai strălucitor. Așa a luminat învierea Domnului. Norii s-au risipit și soarele strălucește pe bolta cerului, dăruind lumină și căldură spre viață întregii firi. Așa mărturisim noi, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit și a înviat și s-a înălțat la ceruri. Îi purtăm Mântuitorului recunoștință pentru întreaga sa operă de răscumpărare a neamului omenesc din robia morții și a păcatului. O înaltă învățătură pe care o desprindem din acest praznic este sentimentul bucuriei. Precum învierea este semnul biruinței asupra întunericului, asupra iadului, asupra răului și asupra nedreptății, prin înălțarea la cer, noi dobândim o nouă bucurie pe temelia credinței noastre că Hristos a venit din cer și s-a înălțat la cer. Am avut mărturii vrednice de încredere despre dumnezeirea lui Iisus Hristos. Ne sunt chezășie cuvintele Arhanghelului Gabriel, care a vestit-o pe Preasfânta Fecioară Maria,
Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Luca, capitolul 1, versetul 35. În noaptea Sfintei Nașteri, îngerii de asemenea ne-au vestit că noul născut vine din cer și este Mântuitorul Lumii, care aduce pe pământ mesajul păcii, ceea ce înseamnă a-L preamări pe Dumnezeu și a trăi în pace frățească unii cu alții. La botezul Domnului, auzind glasul Tatălui Ceresc, acesta este Fiul meu cel iubit întru care am binevoit. Matei, capitolul 3, versetul 17. La schimbarea la față vedem cum Mântuitorul, pentru câteva clipe, se îmbracă în veșmântul luminos al Dumnezeirii, primind aceeași mărturie ca la botez, că este Fiul Tatălui. La fel, în grădina Ghețimani, se roagă ca Fiul al Tatălui Ceresc, iar pe Sfânta Cruce, în agonia morții, își încredințează sufletul lui Dumnezeu Tatăl. Avem deci destule mărturii ale îngerilor și ale Tatălui Ceresc, precum și propriile sale mărturisiri. Doar cel mai convingător act este înălțarea sa la cer. Aceasta este dovada evidentă că din cer a venit, precum i-a spus lui Nicodim. Nimeni nu s-a suit la cer decât cel ce s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Ioan, capitolul 3, versetul 13. O altă mărturie ne este că El, cele cerești, ne-a învățat. Înainte de înălțare, Mântuitorul a promis apostolilor, și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Matei, capitolul 28, versetul 20. Aceasta înseamnă că și după înălțare, Mântuitorul Iisus Hristos rămâne, este prezent în biserica sa până la sfârșitul veacurilor. Această prezență se manifestă astfel. 1. Prin Duhul Sfânt, care e Duhul Fiului Său. Cum se spune la Galateni, capitolul 4, versetul 6. Pe care El, după înălțare, adică Domnul Hristos, după înălțare l-a trimis apostolilor, ca să rămână în ei, să-i povățuiască, să-i călăuzească la tot adevărul. Ioan, capitolul 16, versetul 13. Se spune Duhul Fiului Său, pentru că Duhul Sfânt de la Tatăl purcede și în Fiul se odihnește. Și Domnul Iisus Hristos îl trimite pe Duhul Sfânt pe pământ ca să continue lucrarea sa. Lucrarea de mântuire a lumii, predica, Evanghelia, chiar până la jertfă, învierea și înălțarea cer, toate sunt multiplicate de Duhul Sfânt în miliarde de exemplare în toți creștinii care cred, dar mai ales în zeci de mii de exemplare în toți preoții și episcopii care propovăduiesc și săvârșesc Sfintele Taine. Așadar, iată un mod de a rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor, pe care Domnul Hristos ni-l arată, este aceasta, prezența Duhului Sfânt, Duhul care este și Duhul Tatălui și Duhul Fiului, în sensul că Duhul trimite în acord total cu Tatăl și cu Duhul, și cu Duhul Sfânt, ca să continue lucrarea de mântuire a lumii. 2. Prin Sfânta Împărtășanie, în fiecare chivo de pe Sfânta Masă, se află Mântuitorul Iisus Hristos în Sfânta Împărtășanie, de asemenea în Sfânta Liturghie. El este prezent în taina Sfintei Cuminecături, sub forma pâinii și a vinului. Sfânta Liturghie este slujba care repetă economia de mântuire a întregului neam omenesc. Și 3. Prin Sfânta Evanghelie, care păstrează în tocmai neschimbate învățăturile și faptele Mântuitorului. Ea este fântâna nesfârșită și zvorul nesecat, din care ne adăpăm cu apa vieții, din care bând descoperim tainele cele minunate ale vieții veșnice. Sfânta Evanghelie este cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos și faptele Lui, dar și ele sunt impregnate de Harul Duhului Sfânt și sunt lucrătoare noi tot prin Harul Duhului Sfânt. 4. Prin preot,
care este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. El este iconomul tainelor lui Dumnezeu, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 1, pe care el le săvârșește numele lui Iisus Hristos, ele fiind puns de legătură între Dumnezeu și oameni, conducându-i pe credincioși pe calea mântuirii. Înainte de patimile sale, Iisus Hristos îi mângâie pe apostol cu cuvintele: mă duc să vă gătesc vouă loc. Ioan capitolul 14, versetul 2. Cât de mângâietoare sunt cu adevărat cuvintele acestea: Iisus ne pregătește și nouă loc în cer și ne așteaptă ca să ne răsplătească cu fericirea veșnică. Întrebarea este dacă și noi ne pregătim, dacă și noi lucrăm ceva spre a merita această fericire. Ne rugăm zilnic Tatălui nostru cel ceresc: vie împărăția ta. Dar oare noi zidim la mântuirea noastră, încât să așteptăm fără teamă împărăția lui? Va sosi vremea când, potrivit faptelor noastre, vom fi înălțați într-o slavă cea cerească, ori vom fi aruncați în adâncurile iadului, să rânduiască milostivul Dumnezeu, ca praznicul înălțării Domnului să fie praznic al mântuirii, aflându-ne pe noi în rândul celor aleși despre care Mântuitorul a zis: iar eu, când mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage pe toți la mine. Ioan capitolul 12, versetul 32. Amin. Iată, iubiți credincioși, ce predică profundă și folositoare ne-a lăsat Părintele Serafim, între cei mai mari duhovnici ai noștri, ai Ardealului, ai Maramureșului, al dealului și a întregii țări, la acest praznic, când noi cântăm Mântuitorului: înălțatu-te într-o slavă, Hristoase Dumnezeu nostru, bucurie făcând ucenicilor tăi prin făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că tu ești Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Dumnezeu nostru, slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Thank you.